Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. O cafeluță pentru plăcerea noastră cu Nicu Bendea, care astăzi vă dă numai vești bune. S-a câștigat marele premiu la Loto, la Loteria Română. 1.700.000 de euro au fost dați. Dar când te gândești, nu e așa de mare suma, că o pită e 10 lei, nu. Și iei câteva pâini, mai plătești din datorii din întreținere și mai pui de un bilet. Și cam atât, pâine 10 lei, pastrama, pastrama se desparte de Brigita. Pastrama se desparte de Brigita. Brigita, săracă, a zis că nu mai suportă să fie târâtă prin mociri la scandalurilor, scandaluri care îi afectează imaginea. Când ne gândim că i-au stat un pic la pucălie și o pozat în Playboy, ce imagine îi se mai poate afecta? Da, rusaliile ne bat la ușă, rusaliile. Aveți grijă să nu mergeți duminica în vii, în locuri pustii, că vă iau spiritele rele. De asemenea, nu mergeți nici în mall, că vă iau spiritele rele banii. Bani buni primiți pe buymeacoffee.com/nicubendea de la Lucian din Ontario, mulțumesc Lucian, și de la vechiul meu amic Căciulă din Cugir, actualmente la Londra, căruia îi salutăm, nu sărutăm, mama. buymeacoffee.com/nicubendea, da, a zis. În Ardeal de Rusalii este obiceiul împănatul boului. Se iau doi boi, se pun la car, se împănează cu flori și se plimbă pe uliță. La sfârșitul uliței este preotul care îi sfințește, împănatul boului. Fără nicio legătură, parlamentarii și-au... mărit salariile lor și aleșilor locali din teritoriu. Deci boii s-au împănat încă o dată, nu-i așa? Frumoasă trecere. Unde mai pui că și pensiile speciale s-au mărit în ultimii 3 ani cu 1200 de lei în medie. Ce zicea domnul Rareș Batistuță Bogdan? În 30 de zile tăiem pensiile speciale. Tăia-mi ațcarul cu dinții. Asta este. Nu vă e rușine, mă? Rareș Bogdan zice, PNL-ul este vioara întâi la guvernare. Bă, voi nu sunteți viori, mă. Bă, voi nu sunteți nici corzi, mă. Corde sunteți. Niște corde. Bianca Drăgușanu, a, îți plac paralele. Băi, m-am întâlnit ieri cu o doamnă în centru, ea stă în Someșeni, o doamnă bine, și o zis, zice, râsul ăla, când aud râsul ăla, schimb canalul. Dar spune un râs, o să-l filmăm pe Vlad data viitoare, cum stă cu camera, cu așa, și tu râzi, tu nu știi materialul, nu. Nici eu nu știu. Și îți vine să râzi. Acum râsul, nu știu, este o operație de modificat râsul? Poate veterinarii când prind râsul în pădurile apusenilor, da, animal. Bun, Bianca Drăgușanu s-a împăcat la Nuba cu Bădălău. Bădălău săracul o iubește, ei au inventat principiul bielă-manivelă în relație. Aci o baga, aci cu relația, zic. Dar el îi teroriza Bădălău de către maică-sa. Maică-sa nu suportă să fie cu Bianca Drăgușanu. Ultima dată când s-au certat, așa de rău s-a enervat măsa, care e o doamnă, încât a luat un papuc și l-a urmărit pe-n tătă curtea. Îți dai seama, iau hectare, cum zice Banciu. N-au curte 20 pe 1. Hectare. Și măsa cu păpucul, imagine, Bădălău fugind, Bădălău care e prieten cu toți interlopii, măsa, care e o doamnă, cu păpucul urmărea. Deci sparte-te de Drăgușanca, vedeți deosebirea, mama îți dă cu papucii și Drăgușanca îți dă papuci. Pe fondul ăsta de plâns, închin un pahar în cinstea ceea ce a fost naționala României, bă, să ne bată Muntenegru, da pe Bosnia. Noroc că nu suntem cu Andorra în grupă, că ne făceam de cacao. Mâine cu Finlanda. Cum a zis Mitica Dragomir, doamne, ăștia nu mai știu să fugă. Păi de ce să fugă jucătorii, de ce să fugă? Că știu că n-au unde pleca. Dincolo război, dincolo foamete, stau acolo pe teren, la sfârșit încasează diurna și asta e. Eu vă sfătuiesc să vă uitați duminică, de la nu știu ce oră, duminică în 12, la meciul de retragerea lui Mutu. Sau acest festival Saga al fotbalului românesc. În sfârșit se retrage și Mutu. Nu știu, din cariera de fotbalist, se retrage în cariera de antrenor, da, îi fac ăștia la Cluj un meci de retragere, vin și internațional și eu nu o să fiu, pentru că sâmbătă de la 11, în 11 sunt la Popasul Pescarului la Micești cu spectacol. Sper să nu fie spectacolul meu de retragere. Iar până a doua zi, nu știu dacă ajung în Cluj. În fine, cafeluță bună, YouTube,
Facebook, urmăriți-ne peste tot. Weekend plăcut și grijă pe unde mergeți de Rusalii. Doamne ajută-vă! Mâine sketch nou! Mâine sketch nou! Mâine sketch nou! Oi, 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 ce sketch nou o să fie! Iar vă regăsiți, stați în el! Nu dăm mai multe hinturi, ok? Fiți cu ochii pe noi! Mai multe hândauri? Hândauri! Hei, hei, hei! Empatia la cană!